Hai, vă salut, dragi prieteni! Astăzi o nouă zi, o nouă aventură. Vrem să mergem să vizităm cascadele Șipotului. Plecăm târziu, foarte târziu, e vreo 3:20 ceasul după masa, mai bine spus 15:20 de minute. N-avem foarte mult, vreo 40 de kilometri până la cascade, abia aștept să ajungem. Am plecat în această drumeție cu prietenii mei, cu Robert și cu Alex PM. Alex, poate știți de pe infrastructură, cel care filma și se băga prin toate viaducturile. Am ieșit din Hațeg, acum ne apropiem vertiginos de cascade, abia așteptăm să ajungem. Vremea e superbă afară, când intrăm un pic și prin munte, e spectacol. Nicol, Sherry și tata Vlad nu mai consum, uite altă piesă de duminică. Am intrat acum pe un drum din asta de macadam, dar priviți ce avem în față. Ne apropiem de cascade. Nu prea sunt mulți turiști din câte observăm până acum, dar uitați cât e de frumos drumul și cum mergem pe aici prin pădure. Ți-e mai drag într-o zi însorită să simți aerul răcoros din pădure. Ne-am hotărât să ne lăsăm mașina aici mai în spate, deoarece vrem să mai mergem și pe jos. Cam asta o să fie peisajul de care ne apropiem. Stați să vi-l arăt frumos. Cam așa se vede, acum suntem pe valea asta. Mergem încolo în față, mai avem cam un kilometru și un pic până la cascadă, dar am zis că dacă tot ieșim, să ne și plimbăm puțin pe jos, să ne bucurăm mai mult de natură. Mașina o să parcăm aici undeva, mai safe, lângă noi avem și un râu, se poate observa acolo în față. E destul de murdară apa din câte am văzut, datorită ploilor de ieri și de altăieri. Însă, peisajul pare a fi unul super fain. Cam așa se continuă drumul spre cascadă. Intrăm printr-o pădurice, ieșim iar într-o oieniță. Se poate veni cu mașina, liniștit. Dar noi am ales mersul pe jos, să ne bucurăm mai mult de natură. Din loc în loc mai găsim și așa câte un râuleț, care arată superb și care vine și se varsă în râul mare, care, după cum vă spuneam, îl avem într-una pe partea stângă. Uite și un prim indicator cu cascadele Șipotului. Deci ni se confirmă că suntem pe drumul cel bun. Nu că am avea emoții, dar suntem bine. Așa cum am mai zis, noi am ales să ne plimbăm și pe jos, să facem această ieșire mai frumoasă decât se putea. Cerul și vremea țin cu noi. Ne apropiem de cascadele Șipotului. Uitați cât de frumos e pe aici, prin zona asta împădurită, cum mergem frumos pe drum, avem parte de umbră, pe alocuri puțin soare, chiar arată bine rău de tot zona și abia aștept să văd cascadele. Am auzit multe lucruri frumoase despre cascadele Șipotului. Tocmai ne-am luat cu poveștile și am trecut vreo 2 km jumate de cascadă. Frumos ne-am plimbat elegant pe acest drum, cu râul lângă noi, am ignorat intrarea înspre cascadă. E frumos, ne simțim bine. Acum ne întoarcem și o luăm din nou, în speranța că o să ajungem la cascade până la urmă. Gata, ajungem acum la intrarea înspre cascadă. Ne deviem de pe drumul principal. Cam așa se face accesul. Asta e intrarea care noi tocmai am arătat-o. Am trecut și ne-am mai dus încă 2,7 km în sus. Și sper să fie intrarea pe aici, că altă intrare chiar nu vedem, nu ne dăm seama unde ar fi. Chit că nu pare chiar așa de folosită poteca asta. Hai să vedem. Pare a fi ceva. Pe aici. Sau pe acolo. Întrebarea de 10 puncte. Pe acolo sau pe acolo? Pe aici, cred că. Hai să vedem. Nu știu, hai să vedem. Da, nu e tipic românesc, nu avem niciun indicator, nu avem nimic. Mergem la descoperirea locului. Arată interesant poteca asta încoace. Uite pe aici, că s-aude deja, da, s-aude vuietul apei. Deja mi se ridică părul pe mine când aud vuietul apei. Da, suntem pe drumul cel bun, băieți. Mergem frumos în colonați pe cărăruia asta.
Mă așteptam sincer să fie mai umblat locul ăsta, dar se pare că nu e chiar așa. Destul de îngustă cărăruia și multă vegetație. Hai să vedem ce o fi mai sus. Se pare că urcăm. Ia, cred că ajungem acum pe la bazele cascadei. Sărim țevile astea. Farmecul naturii din nou ne cucerește. Ce bine arată. Și asta pare a fi doar începutul. Cam asta e zona. De acolo am venit noi. Și ne continuăm drumul pe poteca asta în sus. Superb. Super se vede. Și așa mergem pe aici pe poteca. Wow. Tare. Și băieții vin din spate. Mă așteptam sincer, cât am tot auzit de cascadele astea. Mă repet, mă așteptam să fie mai accesibil locul. Acum greu nu e, chiar să mergi ușor pe cărăruia asta. Dar mă așteptam să fie așa de îngustă. Ce frumos se vede în dreapta. Cred că pe aici ar trebui să urcăm și noi cumva. Gata, am sărit țevile astea. Și urcăm pe aici. Wow! Ce fain! Lasă că e fain! Vedem toată zona asta. Opa, bă, nu. Am crezut că e blocat aici, că e închis. Dar se pare că nu. Uite, cu gard, cu sârmă ghimpată. Intrarea strict interzisă. Dar se pare că e deschis. Avem tot felul de... Se scablă ordinarea de susținere pentru țevile astea. Și pe acolo deja cred că încep să vadă cascadele. Și am ajuns acum în drept la copacul ăsta căzut peste râu, cu puțin tupeu te poți duce chiar pe el, dar tupeul ăla mie lipsește. Și așa că mă voi plimba doar pe lângă. Și ajungem deja, vedem o primă cădere de apă mai mare. Stați cum e pe aici pe jos. Arată bine. M-am băgat până aici, până în buza apei. Doamne, cât de frumos se vede. Cam așa arătăm aici, lângă cascadă. Superbă cascadă! Ce de faci? Și văd că duce cărarea undeva pe acolo. O să o luăm și noi să urcăm. Să vedem ce ne așteaptă mai sus. Momentan prima cădere asta de apă e impresionantă și frumoasă. Aici devine un pic mai abruptă urcarea. Wow. Dar nu-i chiar mare stres dacă ești atent la picioare și nu filmezi. Uite cum vin băieții. Pune piciorul aici. Încolo. Sau încolo. Habar nu am. Pe aici cred că. Și pe acolo. Sau avem cărare încolo. Nu neapărat. Deci de acolo am venit noi. N-am mai putut să mai filmez. Se pare că trebuie să o luăm pe aici. Ne îndepărtăm de cascade. Dar nu prea găsim altă cale de acces. Cumva
să urcăm pe acolo și să ne continuăm drumul. Cred că asta ar fi varianta câștigătoare. Oricum, o nouă mișcare, natură spectaculoasă și astăzi. Apa e undeva pe jos, acum pe acolo. Am lăsat cascadele mult în urmă. Înaintăm pe aici, atenți la picioare. Mai e câte o piatră din loc în loc. Vă filmez mai mulți din traseu să știți la ce să vă așteptați dacă veniți încoace. Să nu credeți că e numai lapte și miere și dați direct de impresionantele cascade. Și cred că acum încolo ar trebui să o luăm. Să ne apropiem iarăși de apă. Hai să vedem. Am hotărât să o luăm în partea asta. Totul să ținem aproape de apă. Și mergem pe unde ni se pare mai accesibil, gen. Aici. Să mai urcăm puțin. Da, da, și uite, dăm de un mic platou aici, pare. Cred că suntem pe drumul cel bun. Nu vedem marcaje, nu vedem nimic. Noi de acolo de jos am venit. Nu întâlnim niciun marcaj. De niciun copac. Nu se vede absolut nimic. E o zonă mai dreaptă aici. Arată bine. Te sufoc un pic pădurea. Am transpirat mult. Nu înțelegeam prima dată oamenii care merg pe munte de ce zic că nu prea suportă traseele prin pădure. Dar acum le dau dreptate. Te sufocă aerul din pădure. Prefer oricând să bată soarele în tine. Credeam că, că pădure, că e umbră, că e bine. Dar nu e chiar bine. De aceea e recomandat să asculți profesioniștii. Oricum, traseul e spectacol. Dacă mai vedem ceva cascade, ziua noastră e completă. Uai, uite aici, cred că suntem deasupra de cascade, oarecum. Hai să vedem. Să coborâm așa ușor. Uai, ce fain să vă pietrele în sus. Spectacol. Și acum ajungem cumva iarăși lângă apă. Wow, suntem bine lângă apă. Da, dar cred că a ratat noi ceva cărăruie și noi am ocolit toată zona asta. Că se pare că pe jos, pe acolo, totuși mai e o cărare. Ceea ce și normal trebuia să aibă logică, că trebuie să meargă lumea pe lângă apă. Cumva o să încercăm și noi să coborâm. Să vedem dacă putem pe undeva. Suntem rupți. Am coborât de acolo. Ne apropiem acum cât de cât de apă. Am greșit noi un pic, n-am dat seama, dar e foarte, foarte îngustă trecerea aici. Nu ne-a scăpat, n-am estimat că ar fi pe acolo. Și noi am ocolit peste tot, am urcat pe acolo pe sus. După care am venit acum și am coborât încoace iarăși. O solicitant. Și acum ne ținem pe aici în față. Cursul pe cărare, care pare ok. Ne-am luat câte o bătă cu noi, câte ceva să ne sprijinim. Ne apropiem iarăși de apă. Cam așa se merge pe aici, pe cărăruia asta, și în dreapta avem râul și cascadele. Și vrem să ajungem și noi undeva la apă, să ne spălăm pe mâini. M-am pus mâna pe lemnele astea umede de aici, din frunze, suntem tot plin. Asta este. Asta e viața natură, viața în pădure. Cam așa cobor pe aici. Uite că băieții au ajuns deja la apă. Ne sperăm un pic pe mâini, pe față. Stăm, mâncăm un corn, un snack, un baton. Că ne-am luat, avem de toate cu noi. Apă să ne hidratăm. Ne bucurăm un pic de zona asta. Nu știu cât de bine se vede pe filmare. Bate și soarele un pic, poate, și sparge imaginea, dar spectaculoasă zona. De aici am venit noi pe cărăruia aia. Asta dau puțin zoom.
să vedeți mai bine apa. Și cascadele spendale. Și cred că pe acolo pe undeva trebuie să luăm și noi. Ne continuăm drumul pe lângă apă. Am mers și acum să mă săl pe mâine acolo, să stau să mă odihnesc puțin. Super, m-am ajuns aici la apă. Toată apa care vine în spatele meu, adică asta, cam așa se vede. Și pe acolo curge. Chiar aici, în buză, aici am ajuns. Spectaculoase. Am plecat acum de acolo, din zona unde ne-am făcut pozele, și habar nu avem pe unde să o luăm. Avem și copacii ăștia căzuți pe aici, rupți. Nu ne dăm seama pe unde ar fi cărarea, ar fi... Pe aici poate am putea să o forțăm, să trecem acolo peste lemnele alea, dar până la urmă o să ajungem acolo, în mijlocul apei, ceea ce nu-i normal. Până la urmă am văzut și niște semne galbene care ar marca traseul. Deci ar fi pe acolo, pe la bazele de la copacii, dar nu ne dăm seama pe unde. Aici avem lemnele căzute. Hai totul să ne întoarcem pe aici, pe unde am venit, să încercăm să o luăm pe sus cumva. Cam așa ar fi, cred. Pe acolo ar fi traseul. Habar n-avem, hai să vedem. Pe aici pare a fi, vedeți? Semnul galben de care vorbeam, care a marcat traseul. O să trecem cumva pe aici. O să opresc filmarea că... Trebuie să sar peste asta pe aici, hai că e complicată treaba. Gata, pe aici, uite, am trecut acum de, să mă rog, trec și eu de partea asta. Și pe acolo continuă cărarea. Fost rupturile astea de la furtun, de la astea, au încurcat un pic aleea. Dar asta este, măcar bine că am ieșit iară la drum. Hai să vedem. Wow, pe acolo am venit. Pe cărăruia asta, chiar pe marginea prăpăstei. Uitați cum s-a rupt aici. Copacul ăsta cu sos pintecat. O ieși de acolo din rădăcini. Apa aici în jos. Din nou o cădere frumoasă de apă. Și noi ne continuăm drumul pe aici pe unde merge Robert. Ce părere ai, Alexandru, despre acest traseu? E spectaculos. În același timp, mult mai greu decât ne așteptam. Nu ne așteptam să fie chiar așa, sincer. Ca o primă concluzie, e greu să mergi la cascadele și putului. Nu știam nicio treabă asta despre ea. Da, dacă îți dorești, se poate, uite, dovada vie, Robert, se poate. Hai, Alex, cu el. Și am mai urcat o postată, de acolo de jos, de unde am fost înainte. Cam așa se vede pe aici. Frumos tare. Uite ce cădere mișto de apă avem aici. Wow! Tot versantul ăsta aici în față. Cât e de fain. Se merită din plin. Da, să vedem. Se merită din plin să trageți de voi, să forțați puțin. Cred că nu pe aici să urcă, cred că pe aici. Nu prea pot filma foarte mult acum. Să-mi țin și telefonul în mână. O să fiu atent și la picioare că, cum am zis, e destul de greu traseul, dar merită, că dai de locuri din ce în ce mai frumoase, de căderi de apă din ce în ce mai spectaculoase. Și tot înaintăm, hai că nu vreau să sar direct pe stânca aia, cobor și eu aici. Hop! Ajungem acum mai spectaculos de aici, să vedem.
Wow, ce fain! Păi da, dar uite până traseul pe lângă el, ca acolo, da. Și îl sărim pe undeva. Stai să sprijin buta, să arăși pe video. Mergem pe aici frumos, pe lângă lemn, pe partea superioară a lor. Și ajungem iară pe lângă apă, pe acolo, pe undeva. Iarăși am mai urcat un pic. Avem apa acum acolo jos. Înainte a fost pe stânca aia. Deja vedem mai bine ce ne așteaptă în față. Deci, într-adevăr, sunt foarte, foarte spectaculoase cascadele astea și potului. Și se merită să le vizitați. Greu traseul. Veniți tot așa pe potești din asta, cum e asta. În unele locuri unde nu mai căzut copaci, cum e și pe aici, trebuie săriți. Nu e cel mai ușor, dar nici foarte complicat nu-i. Pe aici din nou e mai liniștit un pic aleea. Deci chiar pe buza prăpastii, să zic așa, dar oricum nu mai e atât de nevoioasă. Să ai tot felul de pietre, de pom căzut. Se merge ok aici. Și e bine să filmezi și treburile astea, să știți la ce să vă așteptați, cum vă spuneam mai jos. Uite, ne apropiem iarăși tare de apă. De aici trecem, pe cărăruia asta. Trebuie să fii atent. Un pas greșit, ce ar însemna să te rostogolești până acolo jos. Așa că atenție și prudență maximă. Wow. De acolo, pe aici, pa, 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 și ne continuăm drumul. Eu așa zic, acolo jos, așa, acolo sus, s-ar putea să dăm de o cărăruie ceva care să ne scoată în partea asta, partea stângă. Da, mă rog, undeva să setăm în traseul de aici de la cascadă. Cam așa ar părea. Hai să vedem. Sperăm să găsim o altă cărare, să ne întoarcem spre mașină, că dacă trebuie să coborâm tot pe aici pe unde urcăm acum, o să fie destul de solicitat și o să ne rup un pic picioarele. Scuze, Alex, că ți-am stricat story-ul, asta este. Foarte, foarte fain. Urcăm! Mergem pe aici în față să vedem. V-am zis, trăiesc cu speranța că poate găsim o altă alee să ne întoarcem spre casă, că noi acum o să urcăm pe aici. Pac, și mă gândesc că undeva sus, în vârful cascadelor, ar trebui să fie o alee ceva pe vârful crestei și să ne coboare înapoi mai lejer. Sperăm. Sperăm totuși. Uite, aici încă un loc de încă un loc instagramabil aici unde să-ți faci poze cu spectaculoasele cascade. Uite ce frumoase. Ce frumos se vede. Hai, ne continuăm drumul. Oh. Cam așa se urcă, dragilor. Nu prea să atent acum cum țin telefonul centrat, că mă uit la picioare mai mult. A, uite cât de fain se vede. Hai că bag telefonul în buzunar, că se complică treaba. Și am mai urcat toată porțiunea asta. Cam așa se merge. Pe aici. În dreapta noastră avem cascadele. Deci e superb.
și obositor, dar e super să te plimbi aici. Noi tot urcăm și nu se mai termină cascadele. Intrăm oarecum și în criză de timp, e deja ora 19. Nu vedem încă o cale de întoarcere decât pe traseu, pe unde am venit și pe unde am urcat, ceea ce ar fi foarte complicat. Tot sperăm să găsim aleea aia cumva la sfârșit, să ne scoată mai lejer pe după versant pe acolo. Nu știu ce să zic. Brusc ne dăm seama că se complică ziua și suntem oarecum în pericol. Dar rămâneți până la sfârșit să vedeți cum o să ieșim din această aventură. Gata, ne-am hotărât să ne întoarcem, că intrăm în criză de timp și n-are rost să mai forțăm. Am lăsat apa undeva în stânga acolo, jos, și căutăm o alternativă pe aici prin pădure să coborâm mai cinaș cumva. Ar fi ceva semne de o cărăruie, dar se pare că suntem tot cam așa pe versant, deci nu e cea mai comodă. Nu e cea mai comodă cărare nici pe aici, dar oricum. Ideea e că trebuie să ne întoarcem, că e târziu. Pe aici n-are rost, pe aici cred că. Hai să vedem. Oricum și mersul ăsta prin pădure e frumos. Am văzut și cascadele și potului, pe care încă le auzim pe aici pe lângă noi. Acum doar trebuie să mai și ieșim din pădurea asta și să ajungem în siguranță la mașină. Lucru care se va întâmpla fără doar și poate. Nu am emoții, doar timpul este singurul nostru dușman în momentul de față. Oh, sper că dăm de o vale aici și se termină mersul nostru cinaș. Vedeți acolo jos apa. Și pe aici? A, pe aici, uite, se poate coborâ pe aici. E ok pe aici. Hai, măcar bine că am găsit cararea asta mai cină și uite ce fain coborâm pe aici. Ce cinaș coborâm pe aici. Ca... Am început din retezat și terminăm în Bucegi. Oh, hai că opresc chiar filmarea, mai continuăm drumul pe aici. Măcar atmosfera e bună între noi. Nu s-a instalat panica încă. Că nu s-a instalat panica, mergem bine. Uite ce fain și ce cina și pe aici. Mă bucur că în sfârșit am ales zona bună. Vreți să aveți o surpriză, să vedeți ce râpăi după pietrele astea? Rămâneți pe vlog. Normal. Niciodată să nu te încrezi într-un platou. La o primă vedere. Cam așa am venit pe traseul ăsta. Și pe aici, încolo. Cam așa, pe aici, pe acolo, în jos, așa-i? Hai să vedem. Nu, pe acolo, uite, pe acolo, cred că, pe acolo, în jos. Și pe acolo ar părea un pic așa, dar nu știu unde ne scoate. Uite cât de fain se vede râul jos. Stai să fac un zoom. Pe acolo, pe lângă el, am urcat noi. Și acum încercăm să ne continuăm deplasarea pe aici. Am crezut că e mai cinaș, dar nu-i. Cam așa mergem. Oricum e mai ok față de multe porțiuni pe unde am urcat pe lângă cascadă. De ce să vă mint? Dar nu e chiar comod. Și bineînțeles că noi nu suntem pregătiți de aventuri din astea. Suntem cu Adidas. N-avem un băz de trekking ceva. Dar nici nu trebuie la ce peisaj ai dacă ești atent. Te bucuri de natură și aia. Mergi înainte. Da, se pare că pe aici coborâm. Și vedem de unde ajungem. Foarte rău nu suntem, că încă auzim și vedem cascada. Deci, mergem. Cine știe când ne mai țin genunchii la coborârile astea. Dar tragem de noi. Hai, să vedem ce ne mai așteaptă.
se coboară ușor, vă spun. Nu știu cum se vede pe filmare, dar uite. Și a trebuit să punem picioarele atenți pe aici, pe piatră, pe altă piatră. Pe aici ne mai sprijinim în bâtă și cam asta e în fața noastră. Hai că-mi bag și eu telefonul în buzunar să merg mai atent. Uite, acum am ajuns deasupra de zona unde am făcut atunci, unde ne-am oprit, unde era lemnul ăsta căzut și spintecat peste vale. Și noi ne continuăm cumva traseul pe aici. Pe jos am venit, pe aici ne întoarcem. Oricum mi-am dat drumul și la o aplicație și o să vă las și traseul în 3D. Să vedem exact și acolo ne arată exact cât am urcat, cum am urcat, până la ce altitudine am ajuns, diferențe de nivel, tot. Hai, e momentan, e important să ajungem la mașină, după aia mai vorbim de aplicații și de cum montez acest vlog. Ia să-mi nou, că se merge cina și pe aici, e frumos. Și așa cum speram și cum v-am spus, găsim ceva mai limpe aici, să nu mai mergem prin aventurile pe lângă cascade. Nu-i tocmai ușor nici pe aici, da? Măcar mai avem porțiuni în care se merge bine. Moise! Deschizătorul de drumuri crapă stânca precum Moise apele. Vă salut! A doua zi de la cascadele Șipotului. Tot încercăm să coborâm, să dăm de lume. Cam așa coborâm, ne-am deviat destul de bine de pe traseu, în speranța că o să găsim ceva mai cinaș. Dar se pare că soarta nu a fost de partea noastră. Mai avem puțin și se întunecă, dar nu-i stres. Tot așa ne continuăm coborârea pe aici, prin pădure. După cum v-am zis, ne-am deviat puțin de la traseu în speranța că găsim ceva mai lin, să coborâm mai ușor. Dar nu am avut noroc. O să merge foarte greu, da? Nici ceva marcat nu e pe aici. Suntem departe. Se pare, a, uite aici dăm de o mică căreruie, unde coboară băieții. Care ar fi pe aici, cred că. O pot aborda și eu. Bine! Cam așa e. Să fiu atent, că mi-au zis băieții că alunecă. Vă filmez o adevărată peripeție pe aici. Aoleu, cât e de abrupt pe aici. O să las telefonul. Să las telefonul, da. Da, da, să las telefonul și o să merg sprijinit în bât. Ziua 3 la cascadele Șipotului. Încă supraviețuim. Dar acum, lăsând gluma la o parte, cam pe aici ne-am început traseul. Noi am coborât pe aici, pe sus, prin pădure. Normal, trebuia să o mai forțăm pe acolo, pe sus, pe undeva, dar da, neavând nici noi foarte multă experiență, nu ne-a fost urât să mai continuăm pe acolo și am forțat un pic coborârea, pentru că, vedeți, ar fi trebuit să dăm cumva de aleea asta și să coborâm aici, care continua pe acolo, pe undeva, prin pădure. Stați așa să fac mai... Deci pe aici. Deci ar fi trebuit să venim undeva pe vârf, nu? Noi am luat-o direct în jos, pe aici, pe coastă, și am ajuns exact aici, la intrare, vedeți? Asta e intrarea înspre cascadă. Ca și o concluzie, dragilor, cascadele Șipotului sunt foarte frumoase, se merită să veniți să le vizitați. Nu e ușor traseul, nu mă așteptam să fie așa de complicat, nici foarte greu nu e, orice om normal care cel puțin psihic e pregătit să facă o drumeție și nu are experiență, nu-i neapărat echipat, unde altfel nu suntem și n-am fost nici noi. Pot să-l facă liniștit, doar trebuie să fii atent și să te bucuri din plin de peisaj. Bun, dragilor, cam asta a fost ieșirea la cascadele Șipotului. Uitați că am și ajuns în dreptul semnului. Eu am fost Adisan. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați butonul de like. Până data viitoare, numai bine, v-am pupat de aici, de la cascadele Șipotului. Pa, pa!